cu permisiunea noastră am să deschid această întâlnire. Aș dori să fac prezentările, dar în primul rând doresc să-i mulțumesc domnului ministru Răzvan Vulcănescu, ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății, care este astăzi prezent și a dat curs invitației noastre. Să-i mulțumesc domnului director al Spitalului Municipal Turda, Vasile Grumaț, care ne-a primit și a oficiat ca și gazdă, prezentând într-un cadru extins, lărgit toate problemele, propunerile, sugestiile, tot ce înseamnă și reprezintă sănătatea în Spitalul Municipal și prin toată activitatea medicală în Turda. Să mulțumesc tuturor reprezentanților din sănătate, domnului dr. Pela, domnului dr. Vlas Marana, tuturor medicilor, dar dată am să vă rog să vă prezentați noastră, sărunile. Să mulțumesc reprezentanților mass media care, ca de fiecare dată, sunt pronți și ne sprijină în acțiunile noastre și tuturor colegilor mei care astăzi sunt prezenți, colegi din Partidul Conservator, domnul Leonard Horvat, secretar general al Partidului Conservator pe județ, doamna Mariana, președinta de la Organizația de Femei, domnul Chistințe, domnul Bogdan Aron, doamna Ina, președinta de la Femei și tuturor. Revin, a fost o acțiune pe care eu mi-am dorit-o de foarte multă vreme. Știm marea parte, știți cu toții că eu sunt membru în Comisia de Sănătate în Parlamentul României. Am o relație foarte apropiată, foarte deschisă, pot să spun aproape zilnică, la București cu domnul ministru Răzvan Vulcănescu. Și am avut dorința, fiind membru Comisia de Sănătate, de a fi apropiat de tot ce înseamnă, ne fiind medic, ne fiind specialist în domeniu, fiind apropiat de Spitalul Municipal și de toți reprezentanții din sănătate din Turda, indiferent că vorbim de medic specialist, de medic de familie, așa mai departe. Am găsit în domnul Vasile Grumaț un bun colaborator și în toți ceilalți medici și astfel dorința mea a fost ca pe parcursul acestor 4 ani, cât eu sunt parlamentar de Turda, și reprezint Turda în Parlamentul României și colegiul lor, să încercăm să modernizăm împreună, împreună cu domnul director, cu domnul ministru și cu toți ceilalți medici din Turda, la orice propunere și sugestie, să modernizăm Spitalul Municipal Turda. Încercând ca pe parcursul acestor ani, nu doar acreditarea, care nu cred că va fi o mare problemă, dar trecerea spitalului din categoria 4 în categoria 3 și domnul ministru, domnul doctor, vă vor spune ce înseamnă acest lucru. Astăzi am avut o vizită de lucru la Spitalul Municipal Turda, unde am vizitat în mare măsură, probabil 80-90% spitalul și în același timp o întâlnire cu aproximativ 30 de medici specialiști. Am avut și o vizită de lucru la Spitalul de la Câmpia Turzii, în același cadru, cu tot cadrul medical și cu domnul deputat moldovan, domnul Vrangar, domnul primar de la Câmpia Turzii și domnul viceprimar. Iar astăzi, în fața noastră, suntem împreună cu domnul ministru Răzvan Vulcănescu, căruia dintre noastre, reprezentanții mass media sau din reprezentanții din domeniul medical, dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii pentru ce înseamnă actul medical, pentru creșterea calității acestui act în România, pentru ce înseamnă reforma în sănătate pe parcursul acestor 4 ani, o discuție cât mai liberă îmi doresc. Pentru început, cu permisiunea noastră, aș dori să-i dau cuvântul domnului ministru Răzvan Vulcănescu să le adreseze câteva gânduri. Vă rog, ministru. Mulțumesc, domnule deputat. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație și pentru oportunitatea de a mă afla astăzi în gândurile dumneavoastră și pentru a vă spune câteva dintre ideile și principiile și dorințele noastre de reformă din sistem. Așa cum ați spus-o și dumneavoastră, mă aflu aici datorită unei relații pe care noi avem instituțional, eu fiind reprezentantul Ministerului Sănătății în Parlamentul României și Comisia de Specialitate, cea de Sănătate din Camera Deputaților, fiind evident una dintre cele mai importante comisii în fața căreia noi răspundem și susținem punctul de vedere al Guvernului. Bucurându-mă de buna colaborare, așa cum a spus-o și domnul deputat, îmi face mare plăcere să vă fiu astăzi alături. Am profitat de această ocazie și pentru a discuta direct cu personalul medical din cele două spitale pe care le-am vizitat și pentru a le prezenta ceea ce noi avem în momentul de față pus pe transparență decizională, pe dezbatere publică și anume pachetul de legi care ne dorim să reformeze domeniul sănătății. Am plecat la drum având în vedere un actor principal din sistem, și anume medicul. În jurul medicului este construit întregul sistem, medicul este cel care aduce meritul într-un spital, medicul este cel care
profesând, aducem un beneficiu comunității și tocmai de aceea și noi ne-am focusat pe acest lucru. Spun acest lucru pentru că noi ne dorim în perioada următoare să promovăm și să susținem, inclusiv în Parlament, cu susținerea unui deputat, anumite acte normative care au în vedere o reformare a sistemului din punctul de vedere al modificării statutului spitalelor și anume scoaterea acestora de sub titulatura de instituții guvernamentale, instituții care beneficiază de bani publici. Aș vrea să vă dau un exemplu cât se poate de banal. De fiecare dată mi s-a spus că spitalele sunt spitale publice și beneficiază de bani publici, dar am replicat spunând că la fel de bine și companii precum Bechtel beneficiază de aceiași bani publici la care contribuim cu toții pentru construcția autostrăzilor. Iar Bechtel, din câte știu eu, nu este o instituție publică. Deci atât spitalele trebuie scoase de sub această titulatură, iar medicul și tot personalul medical trebuie, și avem în vedere întreaga următoare, să fie scos de sub conceptul de funcționar public, de beneficiar al acestor contribuții. Acestea fiind spuse, noi intenționăm ca în perioada următoare să introducem noi concepte, noi principii, noi viziuni care să motiveze și să păstreze personalul medical în România, care să remunereze personalul medical la nivelul dorit atât de noi cât și de dânsii și, evident, ținând cont de posibilitățile pe care noi le avem. Dorim totodată să promovăm și pachetul legislativ care înseamnă, care acoperă partea de malpraxis, lucru care este atât de important cât de dorit în sistem, atât de pacienți care au suferit de pe urma unor astfel de cazuri, cât și de medici care își doresc să fie mult mai bine asigurați astfel încât să se poată rezolva mult mai ușor și astfel de situații. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care noi le-am asumat, inclusiv în cadrul discuțiilor cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Suntem așa cum am fost denumiți vedeta negocierilor cu fonduri, tocmai pentru că ne-am asumat o răspundere majoră de reformă a sistemului, o reformă care sperăm să fie în beneficiul tuturor, dar în special a personalului medical și, evident, a pacienților. Da, am vizitat, în primul rând, spitalul de aici din Turna, spital care a beneficiat și vreau să-l felicit încă o dată pe domnul deputat Ilinie pentru perseverența, pentru încăpățânarea cu care s-a ținut de Ministerul Sănătății până când a reușit să obțină una dintre cele mai mari finanțări pe care un spital care nu ține de Ministerul Sănătății le-a primit în acest an. Vorbim aici de o sumă care a fost alocată, care trebuie să fie dublată de un aport din partea comunității locale, pentru a reabilita spitalul din Turna, pentru a dota cu aparatură medicală necesară și așa mai departe. Aceste lucruri, evident, sunt beneficii ale întregii comunități și sunt beneficii ale spitalului în perspectiva acreditării care se va întâmpla anul viitor. Cu mențiunea că din 2015 doar spitalele care sunt acreditate vor putea să intre în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Deci acest lucru era absolut necesar a fi realizat și realizat în cel mai scurt. Totodată, investițiile, evident, înseamnă o motivare a personalului medical, înseamnă crearea unor spații cu desfășurarea unor activități care să fie beneficiate atât pentru personalul medical cât și pentru pacienți, înseamnă o perspectivă de atragere mai multe fonduri, înseamnă o creștere inclusiv a finanțării din contractul cu casele de asigurări de sănătate. Raportat la acest contract, am discutat cu domnul director și am pus pe masă în mod concret care sunt obligațiile și atribuțiile pe care trebuie să le aibă în vedere în perioada următoare, astfel încât nivelul de clasificare pe care l-are spitalul în momentul de față, nivelul 4, să fie transformat în cea mai scurtă perioadă de timp în nivelul 3, și să vedem
cum putem inclusiv noi să, să îi susținem în acest, în acest demers. Am salutat intenția și beneficiază de toată susținerea mea și a domnului deputat pe această temă. Aș vrea să mai menționez un singur lucru, nu vreau să monopolizez discuția, aș vrea să las loc și la întrebări care sunt cu siguranță de dorit să acoperim anumite lucruri. Consider că aveți o mare oportunitate. O mare oportunitate, asta în ciuda unei directive europene care urmează să fie transpusă în legislația românească în octombrie anul acesta. Directiva care reglementează libera circulație în spațiul comunitar a pacienților. Asta înseamnă că după ce ne-au plecat în nenumărate rânduri medici din țară, au plecat și pacienții, vom trece în perioada următoare și tocmai de asta și toate demersurile noastre pe care încercăm să le facem, vor pleca și banii aferenți pacienților respectivi care se vor trata în oriunde în cadrul Uniunii Europene. Evident, există paranteze care ar trebui spuse aici. Noi de contare o vom face la același nivel cu tarifele practicate în România. Nu știu în ce măsură ar conveni spitalelor din spațiul UE să beneficieze de astfel de sume, dar să nu uităm că ăștia sunt bani pe care îi cheltuim, nu-i vedem, nu-i controlăm, îi pierdem și nu-i păstrăm aici la noi în țară, tocmai pentru a-i rula și pentru a-i face să conteze în favoarea noastră a tuturor. Tocmai de asta, paranteza încheiată. Consider că aveți o mare oportunitate aici prin brejurimile pe care le aveți, prin turismul din zonă, pentru a dezvolta un adevărat turism medical, care să fie susținut de spitalul din Turda, care trebuie să funcționeze ca și spital județean, care trebuie să funcționeze pentru a degreva Clujul de multe dintre cazurile de aici și pentru a primi totodată cazuri din străinătate care pot fi tratate cu maximă atenție la noi, care pot fi trezi interesul unor asigurări private din străinătate care să le convină să deconteze servicii la prețurile din România și de care să se bucure toată pacienții împreună cu toate celelalte beneficii pe care zona le oferă. Cred că sunt perspective aici în Turda. Aveți un susținător în mine și în domnul Linie. Vă stau alături, îi felicit pe cei de la Partidul Conservator de aici care sunt foarte buni organizatori, foarte preocupați de problemele din întreaga zonă, nu numai pe domeniul sănătății. Îl felicit încă o dată pe domnul Linie, care încearcă, din câte am constatat eu, să replice la nivel central ceea ce a demonstrat ca și reprezentant al autorității locale de aici. Și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, domnule director. Dacă sunteți drăguți să-mi transmit să de la gânduri. O parte din problemele discutate cu ministru au fost deja puntate de mine în cadrul conferințelor de presă care le-am avut în dumneavoastră. Și profit de această ocazie de a vă invita vineri la noi conferințe ca să vă spun din ce am îndeplinit din promisiunile care le-am lansat la ultima conferință. Acum, întorcându-ne la problema vizitei de astăzi, trebuie să menționez că problema principală în medicilor este nu neapărat elementul de salarizare, ci și o normalizare a vieții profesionale, o normalizare a raportului între medic și societate, a modului în care este privit medicul, a recunoașterii, în primul rând, a rolului lui în societate. Consider că dacă acest element este îndeplinit, această migrație în exterior, în mod sigur, va scădea. Nu știu dacă mai reușim să recuperăm din ce care se face. Dar o îndeplinire a satisfacției profesionale, fără a fi un paravan de refulare a
nervozităților și insatisfațiilor socioeconomice, zic că e o cale bună, mai ales cea pe care Ministerul Sănătății actualmente vrea să o promoveze. Acum, problema creditării, după mine, nu este o problemă ușoară, pentru că problema de acreditare a spitalului și realizarea acreditării, în afară de modificările de infrastructură, implică, în primul rând, o modificare a modului și a modului de gândire și de raportare a medicilor, atât față de activitatea medicală, cât și față de populație. Înseamnă o schimbare majoră a modului în care lucrează, supunerea anumite protocoale de colaborare, impunerea unui raport normal între medic și pacient. Deci, doresc, ca să descriu așa plastic, realizarea unei unități medicale similare la ce vedem prin filmele din străinătate, prin raporturile respective. Deci aici, după părerea mea, va fi mult de lucrat, dacă cu elementele de infrastructură poți face niște previziuni și ai niște instrumente concrete în relațiile de schimbări de mentalitate și de lucru, va fi un efort după mine considerat. Acești bani care au sosit ne ajută foarte mult, în primul rând, să realizăm, după cum am spus, o îndeplinirea condițiilor de acreditare, care, proces care va începe către ultimul trimestru al anului viitor, de realizarea circuitelor funcționale de notare normativă, suprafețe de pat, pe 7.000 intrătoare pe fiecare pat, de condiții necesare pentru persoanele cu handicap, distanța între pat, cupaje, luminozitate, tot ce trebuie, existența unui grup sanitar pe care s-a luat. Dacă noi reușim să facem aceste obiective, atunci o să încercăm ca 95% din activitatea spitalului să o concentrăm de corpul central pe care noastră o cunoașteți și să creștem, din acest punct de vedere, calitatea acutului medical. Trecerea de la spitalul gradul 4 la gradul 3 este, după mine, un obiectiv ulterior. Începerea procesului de acreditare, ca acreditare, e un proces mai bun și se va desfășura mai mult, în mulți ani, nu știu, știi. Și va implica un efort din punct de vedere a instituției de a atrage personal, în special pe linia de gardă, pe linia de terapie intensivă. Vreau să menționez că în structural și funcțional, noi acum suntem mai aproape de un spital de gradul 3 față de spital de gradul 4. Vreau să menționez că și spitalul din Târgia Cruții este tot în aceeași categorie ca și noi. Fiind distanța mică de la 3 la 4, dacă facem o evaluare privind resursele respective, va trebui să investim și niște resurse umane și materiale, facem o analiză a câștigurilor ca spital, așa, odată din punct de vedere contabil, dar un lucru vă pot și vă procede mai departe. Un lucru vă pot garanta că trecerea spitalului din gradul 4 în gradul 3 pentru populația din Turda și din Brăjurica automat va însemna un plus de calitate, vor însemna apariția unor secții care nu le avem, în urologia, apariția unui computer tomograf în Turda,
sănătate. Asigurarea unor linii de gard de la psihiatrie, unor linii de gard de la neurologie. Actualmente, pacienții noștri, oamenii noștri, dacă care au probleme și sosesc după anumite ore, sunt trimiți direct în Cluj ca să-și rezolve problemele pe aceste specialități. Deci, clar că, prin complexitate, prin calitate, vom reuși să deservim mai bine pe clienți. Deci, cel puțin la aceste două capitole vreau să atrag și dacă merge bine, va fi un proces paralel de acreditare, început, după care se va începe și cel de transformare a spitalului din doar și parcă cu două procese, nu succesive, ci paralele. Ne-am mulțumesc, domnule director. Aș dori cu permisiunea noastră, ca înainte de a da curs reprezentanților mass media să pun întrebări, să purtăm o discuție vie cu reprezentanții din domeniul medical, cu doamnele, domnișoară și domnii doctori. Dacă aveți noastră întrebări, propuneri, sugestii în ce privește sistemul de sănătate și adresate domnului ministru. Domnul doctor, Mara, doctor, a spus, domnul doctor, vreau să-mi prânde. Foarte mulți suferă și sunt mai mulțumiți de cauza aceasta. Nu știu dacă s-ar putea găsi o altă metodă sau un alt sistem, pentru că nu cred că se pierde financiar dacă pacientul ar veni la medic fără programare. Așa aglomerăm spitalele, pentru că e medic la spital de știu bani. O să ajungă la noi în... Dacă dă telefon acum, zic, asta nu se potrivi, mai ales cei care avem foarte mulți pacienți. Și sunt oameni care până la 10 ani la mediu și ei nu pot să ajungă decât dacă plătesc o taxă de programare care e chiar nedreaptă, dacă omul se arată, nu am avut servicii medicale de programare de ani. Problema pacienților cronici care ocupă foarte multe locuri la consultații, în detrimentul oamenilor care au probleme acute și nu pot să ne ajut. Părerea mea că este un cost în plus adresându-se la spitale și la compartimentele UFO. Mai bine, li s-ar permite să vină la noi, chiar dacă nu le sunt plătite serviciile, dar să aibă acces la consultație. Mama are urgențe, voie să facem copii 0-3 ani, nu urgențe multe, dar consultații, de prevăzută, știți? Nu părerea de despre asta. Da, am să încep cu sfârșitul. Chiar dacă nu sunt recontate serviciile, s-ar putea să nu combină restul medicilor în categoria care nu face parte. Însă, problema e una pe care o putem avea în vedere în perioada următoare. Noi am vorbit în momentul de față de la redefinirea legislației din sănătate la nivel de lege. Legi pe care dorim inclusiv să le promovăm în Parlament în perioada următoare. Aspectul pe care vreau să-l sesizați, la unul în vedere, e recomandat prin ordine ministru. Deci el poate să supere modificare oricând, dar ca o mare unei analize făcute în sistem care să dovedească și să argumenteze în anumit sens. Poate că argumentația care vă favorizează cel mai mult este faptul că dumneavoastră trebuie să funcționați ca prin tampon cu urmările de rigoare, ca prima portiță de acces a oricărui pacient în sistemul de sănătate. Tocmai intervenim pe principiul de a degreva spitalele de... și chiar am avut o discuție astăzi, în diatuzi, vis-a-vis de foarte mulți pacienți, în jur de 30% din cazurile pe care ei le înregistrează, adresându-se în mod direct spitalului, în loc să apeleze la medicul de familie, chiar și pentru probleme minimale, care evident nu necesită spitalizare și care nici nu sunt recomandate de către sistem. Deci, o mult mai bună relație între medic, pacient, spital, este necesară. O mult mai bună colaborare între toți cei trei
Iar măsura în care vom considera că se impune o nouă implementare, avem în vedere ca tot timpul din ministru să o aducem în viitoare. Mulțumesc. Și mai am o întrebare. Știți acum că vorbesc cu numele tuturor colegilor mei de familie care au spațiile închiriate. Și mai ales în capitală, chiriile, primăriile, nu știu cum o să adună bani, dar chiriile cresc spectaculos. În cazul ăsta, iarăși vor alimenta un an de, de cabinete de medicină, de medicină, la 30 de euro pe metru pătrat, să știu orice sumă să vinculează și am vrea să întreb dacă puteți face ceva în sensul ăsta, dacă ministerul, guvernul poate influența cumva pentru că altfel, n-aș vrea să vă refuz un răspuns aici, însă înseamnă intervenție între doi actori asupra cărora Ministerul nu poate să aibă niciun de spus. Este un contract care se încheie în cele două părți, între mediu și primărie. Bănesc că dacă nu se mai poate susține financiar într-o anumită locație, puteți o să negociați, o să începeți să vă relocați acolo unde puteți să vă încadrați din unde vedeți financiar. Și politică, este și o chestie politică asta, dacă ați putea cumva să... Nu vreau să vă refuz, nu putem să intervenim direct în relație, dar putem să avem în vedere să construim în așa fel încât legislația, încât să reglementăm anumite aspecte care ar trebui să se întâmple pentru o situație în normalitate. Noi, ca și Bianca Sărbuma, care sunt tot tehnică la Universitatea Iacuța, avem o organizație profesională. Dar cum putem noi, ca și organizație profesională, să interacționăm cu dumneavoastră, în prezentul lor, nu să aibă o poartă de comunicare din partea noastră și să fie și reciprocă. Deci cum putem de acum încolo colabora în direcția, mai ales că dânsul este de acasă, dorește să se toate căile de comunicare care vă stau în stau la dispoziție. Dacă îmi permiteți să intervenim mai departe de orice politic, de, știu, campanie și așa departe. Eu sunt în Comisia de Sănătate. M-ați ajutat enorm de mult, nefiind nestăpâniți, nefiind acasă, ce privește sănătatea, să veniți noastră cu propuneri, ca eu să pot iniția, știu, propuneri legislative și așa mai departe. Deci sugestii de ale dumneavoastră care se retransmit direct, am, pot să spun, o relație deschisă cu, cu doamna Rodica Nasar, președinta Comisiei de Sănătate, cu doamna Graciela Iordache, vicepreședinta. Deci, dar cred că este binevenită orice propunere și asta se dorește acolo. Să poți modifica, să poți ajusta, să poți veni în sprijin la tot ceea ce se cere, dar informația este importantă. Deci eu, domnul doctor și așa mai departe, dar eu fiind în Comisia de Sănătate, oricând cred că, dacă vorbiți aici la noi, dacă vorbiți la domnul doctor, la, la partid, e interesul tuturor, mai departe de orice campanie sau aspect electoral, de a fi într-adevăr în sprijin. Și vă spun, pentru mine este un ajutor ca noastră să veniți să-mi sesizați și eu să pot mai departe transmite. Deci îmi doresc o relație cât mai vie. Oficial și mă gândesc cumva să interpunem și Asociația Medicilor de Familie, care deține controlul și cunoaște foarte bine legislația. Organizați un anumit eveniment, da. Mă rog, o întâlnire cu toată lumea și credeți la dântul, dar sigur, vai de mine. Eu chiar îmi doresc, credeți-mă. Am să intervin și eu cu o singură mențiune. Hai să scurcircuităm toate aceste trasee, toate aceste cutume. Problemele din sănătate nu ar trebui să sufere amânare, dar ele sunt urgente, trebuie să transmise, trebuie să comunicate și trebuie să luate niște decizii în bine, noi nu avem controlul legislativ. Eu depind în mod vicedrale. Însă ei, în conducerea noastră, ești foarte bine chichițele legislative. Propunerea legislativă este atributul domnului deputat. Asta nu este problema în sine. Problema în sine, pusă în perspectivă, poate să însemne o modificare legislativă. În altul de idei, aici este biroul parlamentar al domnului Mie, un program de audiențe săptămânal. Chiar vă rog să apelați la
ceea ce va sta la dispoziție și la obligația dânsului de a vă sta la dispoziție, tocmai pentru a se familiariza cu problemele de aici de la nivel local și pentru a le promova în Parlament și inclusiv să fie susținute de Parlament, să fie susținute și cunoscute de Ministerul Sănătății. Nu de asta, dar s-ar putea să fim, să mergem pe mai multe, știți, organizația Mergem de Familie să meargă pe calea lor și domnul Irimie tot pe calea lor și atunci să nu ne uniți, am fi mai puternici. Să înseamnă mai multe voci care spun același lucru. Ar fi bine, da, fi foarte bine. Asta. Dacă tot pune și un discuț la problemele ridicate de vremea doctor-familia, deci, ea s-a referit ca la dispariția programărilor, în sensul pe care știm noi ca și, ca și pacienți sau medici. Programările trebuie să existe pentru că implică anumite reguli și ordine în sistem. Problema la care se referă dânsa este acele restricții date de numărul de consultații care le poate avea un medic de familie. Deci ar vrea să fac o proiecție. Sunt două lucruri diferite. Deci programările absolut sunt. A doua problemă, accesibilitatea, accesarea de către pacienți la unităților sanitare, are mai multe cauze. Acum eu fac analiză de situație, nu spun ce e sau ce este așa ceva. În primul rând, e un număr foarte, un număr important din aceste persoane care a terminat direct la spital. Cum am spus și la trecută, sufocând serviciile legate cu probleme minore, înțepături de insecte, dureri de mesea. Așa. Se datoresc, în primul rând, faptului că mare parte din ei nu sunt asigurați și ducându-se în aceste servicii știu că pot fi sătiți. Cred, automat, încărcând spitalul, vor cu cheltuieli și cu ocupând timpul de lucru la medicilor, care au foarte multe cazuri pe secție grave, efectiv grave. A doua cauză este ceea ce a spus doamna doctor. Ei, decât să mai meargă la medic, să ajungă la rând, sar peste această problemă și apelează direct la spital. Iar alții, datorită lipsei medicilor de pe ambulanță, apelează chiar, folosesc ambulanța ca un taxi medical, pentru că dacă este un asistent medical, din păcate acesta nu poate să ia o decizie privind o suferință unui pacient. Și atunci va duce direct la spital să evazueze sau un diagnostic. Și unde s-au obișnuit să folosească acest cu cheltuielile respective. Eu cred că duceau în evident un calcul că s-ar putea ca aceste cheltuieli de deplasare să fie mai costisitoare de multe ori decât un medic aflat ca să pună un diagnostic primar și să rezolve pacientul la locul respectiv. În ceea ce privește al treilea punct, cu privirile, deci cum a spus, este problemă clară de piață, dar este și datorită poziției medicului de familie și nu numai medicului de familie, vreau să o completez pe doamna doctor și pe medicul de ambulator, aflat privatizat în fel de este de stat. E un fel de structură struțocămilă, în sensul că este pus să gestioneze ca un privat, dar este inclus într-un sistem privat, adică public de sănătate, care trebuie să respecte niște reguli. În ceea ce ați niște probleme care, din câte am înțeles, noua reformă cu centralizarea sistemului informatic, cu o bună gestionare a informațiilor, acestea, în mare parte, se vor rezolva. Și, cel puțin, dacă va exista o mai bună sincronizarea jucătorilor cu piața sănătății publice, este cea privată care produce altceva. Cred că aceste probleme, medii de familie, specialiști în ambulator și unitate spitalice, astea, de fapt, un joc de trei persoane importante,
se vor normaliza și din punct de vedere financiar și a serviciilor respectiv. Mă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să pună întrebări, unii cu propuneri, Costin Antropăr. Da, am rămas Liviu de Acu, sunt medic special în medicină internă și actualmente dietetician. Proaspăt absolvent al recentei facultăți de nutriție și dietetică din Cluj-Napoca și doresc să aduc la cunoștință o nouă profesie, cea de dietetician. Acum, vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ne-ați invitat și ne-ați primit aici ca să facem aceste propuneri. Noi am venit pregătiți cu un proiect de lege care să reglementeze statutul de profesie de dietetician ca profesie liberală. Pentru cei care nu au în minte atât de clar ce înseamnă să fii dietetician, am să prezint o scurtă definiție. Dietetianul este o persoană calificată în științele nutriției și dietetici, care operează fie individual, fie mai adesea în colaborare cu în echipe inter- și multidisciplinare și care aplică științele nutriției în alimentația și în educația grupelor sau indivizilor, fie că aceștia sunt sănătoși, fie că suferă de o boală asociată alimentației, astfel încât, într-un final, să realizeze managementul bolilor nutriționale și să, în special, să prevină apariția acestora. La nivel internațional, interesul pentru domeniul nutriției a crescut în ultima perioadă în mod exponențial, în special în domeniul sănătății publice nutriționale, datorită creșterii exponențiale a ponderii și necontrolate a ponderii sub obezității și supraponderii în populație. Și chiar recent am aflat că anual se publică peste 10.000 de articole științifice cu temă nutrițională în ultima perioadă. Astfel încât nu este de mirare că și interesul populației pentru a beneficia de servicii nutriționale a crescut remarcabil în ultima perioadă, atât pe plan internațional, cât și în ultimii ani, după cum am observat din propria practică, pe plan național. Acest lucru atrăgând după sine, bineînțeles, în oglindă, creșterea numărului de prestatori de servicii în acest domeniu, fie că aceștia sunt autorizați în acest sens, fie că nu sunt autorizați. În felul acesta a luat naștere această disciplină autonomă și distinctă, adică cea de dietetician. Dietetianul se bucură pe plan internațional de o mare recunoaștere și apreciere atât din partea populației, cât și din partea personalului sanitar. În România ne bucurăm că a fost făcut primul pas în acest sens prin înființarea studiilor superioare pentru această profesie, și anume atât licență cât și masterat, studii care au fost înființate în mai multe centre universitare, precum Cluj, Târgu Mureș, Timișoara, Arad, Iași, Suceava, astfel încât anual, la nivelul țării noastre, apar 250 de persoane licențiate în această profesie. Acest sistem care a început să apară și care ia contur la ora aceasta are nevoie de un cadru legislativ de reglementare a operației, a funcționalității sale. Aș putea spune că odată ce acest sistem a fost legalizat, el crește de la sine. Și anume, întreg arborele de dietificieni care s-a înființat cu ocazia primelor generații, până acum au terminat deja 3 generații de dietificieni, această structură se va dezvolta de la și se va organiza de la sine, va aduce cu timpul, va reglementa modul de operare intern, precum și modul de colaborare cu discipline erudite, va elabora criterii de calitate și de management al calității, va elabora criterii de evaluare a nivelului profesional al dieteticienilor care urmează să se formeze și
Tocmai asta vreau să susțin că este un sistem care va crește de la sine, prin efortul intern al dieteticienilor și nu va presupune un efort din partea țării noastre, nici din punct de vedere financiar și nici din punct de vedere organizatoric. Mai curând, efortul acesta va cădea pe spinarea unei asociații europene care se numește Federația Europeană a Asociației Dieteticienilor din Europa, cu care suntem deja în legătură și care, pe spinarea căreia, va cădea mai mult, să zicem, greul de a ne sprijini și de a ne susține pentru a introduce această meserie conform standardelor europene. Da, mulțumesc. Aveți proiectul la noastră, așa? Da. Proiectul o să mi-l dați mie, iar eu am tradus să-l prezint în Comisia de Sănătate. Dacă eu am unul dintre un proiect al noastră, dar am înțeles că ușor mi-a fost modificat și atunci am să doresc să urmă finala. Iar vreau că am să-l prezint Comisiei de Sănătate. Eu zic că bine ca și domnul ministru să-l parcurgă puțin. Este mai profus, așa că vom duce până noi, vom citi astăzi, că ne-am putut dimineața. Dacă din partea noastră cineva mai poate să-i citi. Eu o să pun aici, pentru că e un domeniu foarte interesant. Un domeniu care, din păcate, nu a beneficiat de atenția de care trebuia să beneficieze în perioada precedentă. Bolile de nutriție sunt unul dintre aspectele care ar trebui și pot fi controlate foarte bine printr-o prevenție, printr-o cunoaștere și conștientizare a noastră tuturor. Cred că era și o vorbă din popor, suntem ceea ce mâncăm. Deci, plecând de la aceste principii de bază, plecând de la dorința noastră manifestată prin toate principiile pe care încercăm să le punem vis-a-vis de nutriție, cred că este un proiect care e benefic și putem să-l susținem inclusiv în Parlament împreună și tocmai de asta mi-aș dori să îl parcurg și să vedem cum poate fi el dus mai departe. Sunt cine mai dorește, dacă nu din partea reprezentanților mass media, domnul Vărsan avea la un moment dat anumite întrebări. Eu am postit și Comisia de Sănătate ce privește controlul glicemiei. Dacă vreți, să adresați de domnul ministru. Domnului deputat, pentru că era în Comisia de Sănătate, am pus o problemă, există pentru diagnosticarea diabetului controlul glicemiei cu senzorul ăsta glicemic subcutanat. Testul ăsta nu se face decât în clinicile private, spitalele de stat nu au și în serviciile de cincease nu există, în sistemul public nu există așa ceva. Însă problema este, din ce am constatat, discutând cu medici diabetologi care lucrează în spitalele de stat, ei nici nu spun, pacienții nu știu, habar nu au că există și acest mod de a testa, care dă rezultate mult mai aproape de adevăr, ca să zic așa, în diagnosticarea diabetului. Pentru că dacă un pacient se spune, da, du-te la clinică privată, de exemplu la clinică privată din Cluj, se folosește, testul ăsta, sigur ăsta costă undeva între 450 și 650 de lei o testare, dar în Cluj ăsta testul care se practică. Dar nu știu, dar sunt peste 2000 de bolnavi de diabet, au vorbit cu mulți dintre ei, bun, ai un tratament prescris. Pe ce bază ți s-a prescris tratamentul? La glicemie, așa atât. Glicemia cu comedie. Ori, cu domnul deputat discutam dacă ar fi să supună în atenție posibilitatea de a fi introduse în spitalele de stat genul ăsta de testări și, bineînțeles, medicii să hotărească cui trebuie să-i facă. Normal că nu toate cazurile se... Deci
nu poate că așa este nevoie, dar oamenii, dar trebuie să știe, pacienții trebuie să știe. Ai făcut, știu eu, coronar, se poate cel puțin o dată în an beneficia în modul rapid de acest test, nu? Asta medicii hotărăsc cât de des trebuie făcut, cui trebuie făcut, asta medicii trebuie să hotărască. Bun. Ca să încep să vă răspund, cred că sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le avem în discuție aici. Noi centralizăm, de exemplu, în perioada aceasta, rezultatele mai vechi la Programul Național de Evaluare a Stării de Sănătate a Populației. Dacă vă amintiți, în perioada mandatului anterior al domnului ministru Nicolaescu, s-a desfășurat acest program. Rezultatele sunt destul de îngrijorătoare din punctul de vedere al disponibilității și riscului multor pacienți, și apropo de bolile de nutriție și de ce discutam mai devreme, riscul pe care îl prezintă pacienții și cetățenii în general și predispunerea la diabet. Programul de diabet este program derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este un program care poate să sufere modificări. Într-adevăr, doar pacienții din cadrul programului beneficiază de vizite periodice la medic, de glucometre care să le testeze în mod pentru glicemie, astfel încât variațiile să fie ținute sub control. Și ce discutați dumneavoastră, probabil discutați de posibilitatea ca și alți pacienți să beneficieze de acest aparat. Ar putea să mă duc chiar mai departe cu discuția și să ne amintesc niște dorințe de noastre mai devenit, prin care vroiam să punem la dispoziție, în special pacienților cu risc de diabet, glucometre, care să transmită inclusiv informația în timp real în sistem și să semnaleze exact aceste riscuri pentru a încerca să preîntâmpinăm niște probleme mult mai grave. Sunt niște discuții pe care am putut să le aprofundăm. Cred că cea mai bună variantă este să-i faceți o întrebare a domnului deputat, însul prin intermediul atribuțiilor pe care le are, poate să ne solicite nouă un punct de vedere sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate și să vedem ce putem să facem pentru a aprofunda și pentru a rezolva. Da, mulțumim. Dacă mai sunt întrebări din partea noastră. Am și trei întrebări pentru dumneavoastră. Consiliile locale se văd nevoite să acopere tot mai des deficitele financiare ale spitalelor. Cel mai recent caz este cel al spitalului din Câmpia Turgii, unde s-au alocat câte 20.000 de lei lunar. Totuși, în forma legislativă actuală, bugetele locale nu pot acoperi toate cheltuielile și tot necesarul de cheltuieli ale spitalelor. Întrebarea mea este dacă estimați creșterea de deficitele bugetare ale spitalului în următoarea perioadă, fie din cauza unor funcționări defectuoase cu casa, fie din cauza alocărilor bugetare suficiente. Și dacă credeți că bugetele locale vor fi obligate să acopere tot mai mult și mai mult deficitul acesta. Da, întrebare foarte bună. Noi am venit exact prin ceea ce vă prezentam eu mai devreme, în susținerea tuturor spitalelor de la noi din țară, indiferent de subordonarea lor de subordonare. În momentul de față am promovat ideea de servicii private în spital public. Servicii private în spital public care sunt menționate în noul nostru pachet legislativ și prin care ne dorim să creștem atât veniturile medicilor și celor care profesează aparatul medical, dar și al spitalelor ca urmare al prestării acestor servicii în cadrul lor. Asta i-am prezentat și domnului manager la Câmpia Turgii astăzi și speranța este ca în cel mai scurt timp dânsul să poată să realizeze acest lucru. Mai mult decât atât, acolo recomandarea noastră este să se diminueze sau să se țină sub control, să se monitorizeze, să se eficientizeze, dacă vreți, anumite cheltuieli și anumite
servicii pe care ei le prestează și nu sunt suportate de către casă. Mai mult, profit de faptul că sunt aici miniști de familie, evident nu este nu sunt ei în discuție, dar au fost dați ca și exemplu un set de medici de familie din Câmpia Tuzii, care nevăzând pacienții, aceștia ajungeau să fie văzute către spital și spitalul presta servicii care nu erau decontate de casă de asigurări sănătate. Deci sunt servicii care sunt decontate de către sistem, dar trebuie păstrate și respectate anumite roluri pe care fiecare actor din sistem le are, în speță medicul de familie și spitalul. Trebuie să informați pacienții cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în sistem pentru a beneficia. Și trebuie ținut la spitalul din Câmpia Tuzii sub control și nivelul de salarii, pentru că acestea înțeleg că au ajuns la 100% din veniturile pe care le realizează spitalul. Ori un astfel de lucru, evident, că nu poate să fie susținut. Practic, spitalul de acolo ajunge să funcționeze numai ca să plătească salariile medicilor. În altă ordine de idei, m-am ocupat în perioada anterioară de ceea ce înseamnă strategia în baza căreia vor fi accesate fondurile din domeniul sănătății în perioada de finanțare de la Uniunea Europeană 2014-2020. Există perspective pentru toate spitalele din țară pentru a accesa fonduri structurale. În niciun caz nu pentru a-și plăti arierate sau nu știu ce alte chestii, dar accesându-le și construind anumite proiecte care să aducă beneficii spitalului, degrevează practic bugetul de alte cheltuieli. Și cu o contribuție modică din partea consiliilor locale, aceste proiecte pot fi duse la bun sfârșit. Mă refer aici la proiecte de infrastructură, la proiecte de informatizare a sistemului și așa mai departe, care vor fi accesibile tuturor spitalelor în România începând de anul viitor. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Într-o conferință de presă de luna trecută, domnul doctor Romas, care este director spitalului din Cluj, a reclamat faptul că există un singur medic de gardă la 450 de pacienți, aproximativ. Ceea ce este o cifră care poate să ducă la eșecul actului medical, pentru că nici de cum un medic nu poate asigura în gardă supraveghere eficientă a unui număr de 400 de bolnavi. Ați discutat acest aspect cu conducerea spitalului din Cluj, așa că ai fi soluțiile. Dați-mi vă rog, deci, eu am prezentat un ministru eficiența noastră, lipsa de personal, linia de primire urgență, cum este problema, prin faptul că nu am avut linia de urgență 24 de ore. Era o temă a discuției cu conferințe de presă care urmează să facem bine, dar prin discuție cu coordonatorul UPU, unităților de primire urgență de la Cluj, am reușit să aduce medici care să acopere serviciile de gardă la primire urgență, începând de această lucru. Deci, pe linia primire urgență, am rezolvat această problemă. A doua problemă legată era de absența medicilor de terapie intensivă, care este o problemă mare, dar, din câte știu, este o problemă la nivel național. Deficit de medici de terapie intensivă, prin plecare din țară, noi avem, practic, 2 medici și jumătate, cum se spune. Din ce am calculat, s-ar putea numai din 1 ianuarie să avem 3 medici jumate, 4. Și atunci, rolul medicului internist care să se ocupe după noaptea și sărbătorile să facă și pe medicul urgentist, să facă și pe medicul de terapie intensivă, eu sper să se rezolve. Și
Și de asemenea, dacă reușim, începând de la anul, să ne apropiem de spitalul de la Bucurei, atunci vor fi linii de dat de pe neurologie, pe oncologie, pe psihiatrie și automat numărul liniilor de gardă, pentru că încadrarea de la Bucurei va însemna finanțare mai mare de la casă, care să plătească aceste servicii. Încă nu, eu vă spun, fără o analiză completă financiară, dar știu cam așa să plătească. Cred că se va putea rezolva. Deci asta e situația actuală. Și o întrebare foarte scurtă, vreau să vă întreb dacă la nivelul Ministerului Sănătății se discută despre modificarea statutului medicilor rezidenți care vin din afara granițelor țării. Aceștia nu au drept de liberă practică în România, ei sunt văzut mai mult ca niște studenți care, nu știu, fac studii aici și se specializează. Într-o discuție cu o parte dintre acești medici, mi-am dat seama că i-ar dori să profeseze chiar dacă, nu știu, pe competență limitată. Și vreau să vă întreb dacă s-a discutat la nivelul Ministerului posibilitatea de a acorda drept de liberă practică sau, știu eu, pentru rezidenții care vin din spațiul nord-euro, să zicem. Am să vă răspund foarte scurt. Da, am un întrebare. Ce verifică de ei, domnul? Verifică de ei? Nu, la ora actuală nu sunt. Nu au drept de liberă practică și au cerut să aibă. Da, pentru că este o competiție pe piață. Mie mi-a spus un medic indian, de exemplu. Eu s-ar putea să fiu de 10 ori mai atent decât un medic român, pentru că sunt străin aici, vin dintr-o țară săracă și vreau să... Nu putem să generalizăm acum. Un lucru este foarte cert. Noi avem nevoie de personal medical. În schimb, nu avem nevoie de orice fel de personal medical. Trebuie să ne asigurăm că este un personal medical de calitate care să poată să presteze servicii medicale. Când vorbim de rezidenți și mai ales când vorbim de rezidenți din afară, mai ales când vorbim de rezidenți din afara spațiului comunitar, trebuie să ne gândim la faptul că noi trebuie să respectăm, în primul rând, și legislația autohtonă, dar și legislația comunitară. Deci, având în vedere toate aceste aspecte, având în vedere necesarul pe care noi îl avem în sistem, având în vedere recent promovată de către noi a ordonanței de urgență care dă dreptul profesării în România a serviciilor medicale de către medici care provin din anumite țări din afara spațiului european, cum sunt Statele Unite, cum e Noua Zeelandă, Australia, sunt 5 sau 6 țări, de unde au existat cazuri de medici care și-au manifestat dorința de a veni în România să profeseze și noi, prin acest act normativ, evident, am creat previziile ca acest lucru să se poată întâmpla. Inclusiv în momentul de față am aprobat normele metodologice după care ei urmează să fie acreditați și să intre cu toate actele în regulă pentru a-și desfășura activitatea la noi. Deci, având în vedere toate aceste aspecte, cum v-am spus că suntem deschiși. Dacă mă apropo de medice pe noastră, vor veni în Statele Unite, Noua Zeelandă, vor până atunci de păcate ne pleacă cu 10.000 din țară. Și angajările, din câte am înțeles, sunt evaluabile la acea ordonanță prin care se poate angaja doar dacă pleacă 7 persoane, nu se poate angaja și în sistemul medical. Ce veți face pentru stoparea migrării atât de masive? Din câte am înțeles eu dintr-un sondaj făcut al nostru de tineri absolvenți de medicină, mai mult de jumătate dintre ei și-au exprimat dorința de a pleca din țară. Ce veți face pentru a rămâne totuși în țară? Până la urmă, v-ați dat măsură de a rămâne fără medici. Da, aveți perfectă dreptate vis-a-vis de problema plecării medicilor. În schimb, aș vrea să precizez faptul că, începând de anul trecut, au fost luate măsuri. Pot să le spun chiar că invers față de măsurile luate de guvernările anterioare, care să încerce să remedieze exact această problemă. Încă de anul trecut au fost deblocate posturile din sănătate, asta însemna că s-au putut face angajări doar în sectorul sanitar, ceea ce nu s-a întâmplat în nicio altă parte din sectorul bugetar. Începând de anul acesta, nu mai este în vigoare acea reglementare privind 7 la 1, 7 plecați pentru unul angajat, ci este în vigoare cu 1 la 1.
Asta înseamnă că pentru orice post vacant poate fi angajat personal medical. Mai mult decât atât, orice post vacant disponibil poate fi transformat de către unitatea spitalicească într-o poziție care este favorabilă și este cât se poate dori să fie transformată într-o poziție care se înseamnă prestarea unui medical care este aducător de venit. În ceea ce privește păstrarea studenților noștri în țară, păstrarea medicilor în țară, sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere. Dar, în același timp, suntem conștienți de faptul că, începând, cred că, de anul ăsta sau de anul trecut, există din nou o adresabilitate ridicată la universitățile de medicină. Cu mare regret constat că o mare parte dintre ei probabil își doresc să-și obțină diploma aici, pentru că este o diplomă recunoscută, iar medicina românească este recunoscută la nivel european și chiar internațional, dar fiind una de cea mai bună calitate și probabil că și dorința lor de a migra în străinătate. Însă, o bună parte din aceștia ne dorim să-i păstrăm acestea. Tocmai de asta și ceea ce vă spuneam mai devreme vis-a-vis de angajamentele de reformă luate de către noi în fața, în primul rând, în fața cetățenilor, în fața tuturor oamenilor din România și în fața organismelor financiare internaționale, care ne monitorizează îndeaproape și care gândesc totul numai după niște principii economice, nu și după niște principii umane, de sănătate și nu știu ce alte aspecte de genul ăsta. Dar, printr-o remunerație adecvată a personalului medical, prin crearea unor spații cât se poate de decente, de normale, în care aceștia se desfășoară activitatea, prin facilitarea accesului celor din spitale, a medicilor, a personalului medical să activeze în cadrul acestor secții private pe care noi dorim să le introducem în spitale. După calculele noastre, veniturile acestora pot crește considerabil. Și de la un nivel de 25-30 și ceva de milioane cât pot câștiga ei în momentul de față, acestea se pot dubla cu certitudine dacă actul medical este, evident, unul pe măsura așteptării. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări din partea noastră. Domnul Dumnezeu, de aplicabilă este această măsură de înființare a sectorului privat de cadrul spitalului municipal de altul de pețentă. Unde să le duci vă lucra peste program? Credeți că v-ați scopa migrația persoanelor medical? Nu să spun. Actualmente, deja există medici care lucrează peste program în contact cu casa de asigurări. Dermatologia are un întreg de spital și jumătatea de ore în afara spitalului. Mare majoritatea medicilor lucrează cu sectorul peste program, pe care au 6-7 gărzi în plus față de cele care există. Mare majoritatea au și cabinete. Problema, v-am spus, e o sursă, după părerea mea, o sursă. În schimb, tot eu consider că trebuie reglementate modurile de funcționare normale a sănătății, activității de sănătate publică. Trebuie normat, trebuie rezolvat această problemă al deficitului de personal mai microscopic. Oricât ai câștigat dacă ești supus stresului, malpraxisului, cum e cazul nostru, dacă drumele discutate pe medici, fac și pe anesteziști, este foarte greu, știi, ca să te poți să iei pe nu mai importante decât câștigi din acadatul. Bineînțeles, e o sursă foarte importantă de finanțare și dacă se găsește finanțare care automat se face tot în spital și ameliorează condițiile de viață și de muncă din spital.
Dar acesta trebuie susținută de structuri și hotărâri legislative, pentru că actualmente unitatea este considerată unitate bugetară, iar de a face aceste angajări pe linie privată, este legată de o serie de acte și restricții privind statutul tău ca bugetar, personalul angajat ca personal bugetar, salarii fixe, imposibilitatea de stimulare și de penalizare a personalului în sine. Vreau să la acest lucru se gândește. Atunci reușești să poți muta un personal mai ușor în cadrul studiului, în acolo de nevoie, poți să stimulezi sau chiar din cont să penalizezi, cum s-a spus, de fapt, managerul pe ideea de stimulare, că dacă muncești mai mult, ești plătit mai bine. Cred că pe aici, la această problemă, de fapt, se referă. În ce măsură serviciile private într-un oraș ca tot, dacă este o problemă economică mare, va duce un plus major, e greu de discutat. Cert este că noi avem datoria, în primul rând, să facem ce există să funcționeze bine. Și să, cum am specificat, medicii să simtă că lucrează cu plăcere, fără existența unui salariu în locul ăsta asupra capului lor. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, aș dori în încheiere să-i mulțumesc în mod special domnului ministru, care din programul foarte aglomerat și-a rupt din timp, a sosit aseară foarte târziu. Eu, împreună cu domnul doctor Grimas, am avut aseară o întâlnire, l-am primit la Turda. A ajuns foarte târziu, cred că a ajuns să la somn pe la ora, după ora 1. Urmând ca de dimineață să avem această zi încărcată, iar dânsul astăzi să pleacă spre București. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vreau să-i mulțumesc, domnule ministru, pentru răbdarea pe care a avut-o, pentru tot sprijinul în ce privește alocarea bugetară, și mă refer la cei 19 miliarde 130 de milioane pentru Spitalul Municipal Turda, și să-mi cer iertare pentru insistența, pentru momentele nepotrivite, pentru, știu, insistența cu care am căutat, am sunat, am stat mereu, să nu spun pe capul dânsului, dar nu vreau numele meu și vreau nu numele Partidului Conservator, vreau numele tuturor turdenilor să vă mulțumesc, domnule ministru. Acei bani înseamnă foarte mult pentru Turda și vă mulțumesc în numele tuturor turdenilor. Concluzionând, la final aș spune că întâlnirea noastră, prezența domnului ministru astăzi la Turda, ar fi începutul unui parteneriat. Un parteneriat în care este prezent Ministerul Sănătății prin domnul ministru, un parteneriat în care este prezent întregul sistem de sănătate de la Turda, prin toate cadrele medicale de la Turda, indiferent de domeniul de activitate, un parteneriat în care și Comisia de Sănătate este prezentă și Parlamentul României prin mine, și un parteneriat la care invit să adere domnul primar Tudor Ștefănie și întreg Consiliul Local. Un parteneriat în ce privește toată modernizarea Spitalului Municipal Turda și un parteneriat în care, domnul ministru, noi avem un oraș aici cu o vechime de peste 2000 de ani, cu un potențial extraordinar. Un oraș turistic care astăzi are parte de un turism de agrement, de divertisment extraordinar. Dar care, în cadrul acestui parteneriat, ne dorim să aibă parte de un turism balnear. Un turism care să pună în valoare adevăratele rezerve ale municipiului Turda și mă refer la apele clorosodice, la nimorurile sapropelice și la salina Turda. La finalul acestei întrevederi am să fac un circuit cu domnul ministru pentru a prezenta ștrandurile și lacurile turdene cu ape clorosodice, zonele cu nămorul sapropelice și salina Turda. Și astfel Turda poate face parte dintr-o strategie de tratament balnear susținută de Ministerul Sănătății într-un parteneriat cu Consiliul Local, cu Primăria Turda și cu toate cadrele medicale. Mi-aș dori din suflet acest lucru, să găsim împreună puterea și să avem capacitatea cu toții de a dezvolta o strategie locală în ce privește turismul balnear. Oriunde mergem peste hotare, găsim atât de des aceste servicii de tratament puse la dispoziția tuturor și nu doar a turdenilor, mă refer, a turiștilor, a celor care doresc să vină. Vă mulțumesc din suflet și îmi doresc această primă întâlnire să fie de bun augur pentru
toți problemele. Vă mulțumesc celor din mass media și tuturor celor în prezență. Doamne ajută și să avem parte de sănătate. Doamne ajută să se întâmple ceea ce v-ați spus. Mulțumesc mult. Vă rog să vă gătiți.